Iubesc vasele Zepter din colecția Masterpiece. De ce? Din mai multe motive. M-au ajutat să gătesc sănătos, am economisit și economisesc în continuare timp și pe zi ce trece devin mai creativă în bucătărie. Astăzi voi găti quinoa cu ciuperci. Gătim în vasul rece. Luăm capacul, setăm plita cu inducție la 160 de grade. O să punem atât cât acoperim baza vasului. Punem capacul și lăsăm timp de un minut. După un minut, adăugăm puțin sos Worcester. Puțin balsamic. Și quinoa. Aș menționa la quinoa să folosim o măsură cu jumătate. Quinoa a fost înmuiată 2 ore înainte. Amestecăm puțin. Punem capacul. Reducem la 120 de grade pentru un minut, după care lăsăm 10 minute la 90 de grade. La final adăugăm câteva frunze de spanac, amestecăm puțin și quinoa este gata de servit. Am ales quinoa pentru că este o proteină completă, iar în combinație cu ciupercile, care au foarte puțin carbohidrați, este o rețetă sănătoasă. Adăuga și puțină brânză feta, după preferințe. Eu am aici și câteva frunze de mentă, pentru că iubesc menta. Vă urez poftă bună!